ce nu te bagi? Dar eu am să-și ascult. Da. Nu mă, dar nu știu ce chef. Dar sunați-l și... Da, mă, cu minte, mă. Domnul Stărică, sănătate, ai stat... Vă rămâne cu Besa? Noi de până adeam, de munte, se chem pe. Se chem neamuri până adeam. Da. Răgheri, verișori, neamuri. Aici salutăm și pe Andrei. Te salut, Andrei, te salutăm pe domnul. V-am uitat numele, mă scuzați. Am Andrei, eu e om Andrei, om mai serios. Bucătarul nou. Andrei, om mai serios. Așa, salutăm pe prietenul nostru, pe Marius Potovaru. Acolo mai sunt niște domni din zonă. Marius, cum ești? Foarte bine. A? Aici cu bunul nostru prieten drag, domnul Costel. Vă salut. Și cu domnul Vexa. Ce-ai fost cetănat? Da, după ce te-ai pus lângă domnul Costel? Cristine. Ce-ai fost cetănat pe Costel? Domnul Vexa, craiul munților apusei. Craiul munților apusei. Ce mă ce bine? Mai facă șalță ca el. Ce mă ce bine? Mai facă șalță ca Vexa dacă îi ține cintura. Nu, Costel? Da, da. Da. După ce te-ai pus lângă domnul Costel? Mă rog. Pus, cum eu, ce vrei? Da, domnul Costel. Ce serviți acolo? Mămăligă. Zice ce m-am bun lângă Costel. Dacă cumva să-mi bată stelică și să dă drumul la mâini, Costel mă apără. Fără alcool astăzi. Fără alcool, două, trei zile, fără alcool. Păi? Păi nu-i slăbos, mă, că ești ce nu trebuie după aia. Ea s-a grăsit. Mai bine să ne știe o țară întreagă de oameni cum se cade. No. Așa? Mai bine decât de K1 și de-alea nu e de-alea. Cine-l cunoaște pe Bexa? Bexa când devine nepos cu adevărat. Să bagă cu leu în cușcă, nu cu oameni. E adevărat, domn Bexa? Dacă ești cu cuțul lângă mine, ea. Așa. Costel numai trebuie să facă câte Bexa. Că să cine? Că să Bexa numai. E invers. Nu e sumă. Că stau aici de-am plăcut. Andrei, dă-și mi-o poate. Da, necu. Poftă bună, băieți! Mulțumim la tăia! Dă după el, patron! Du-te, dă după el! Nu știu ce e aici. Poate să pune mâna mea. Hai. Să nu-i pun un balot pe masă. De unde, domnul Costel? Aducem noi, într-un minut zi acolo peste gar și aduc un braț de luțărnă. Așa. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit, domnul Costel. Ați venit și apreciem gestul vostru. Cu tot dragul. Să fiți sănători. De parte pentru noi, să fiți alături de noi. Așa, domnul Vlad. Foarte frumos la dumneavoastră. Am rămas frumos, cum să zice, surprins de expoziția de anul trecut. Da. O expoziție foarte frumoasă și am venit astăzi la dumneavoastră. Și de anul ăsta? Și de anul ăsta am înțeles că doriți să faceți o expoziție. În ce dată? 27 iulie. Așa, deci în 27 iulie, sâmbătă, va fi o expoziție, cred că mai frumoasă decât cea de anul trecut. Așa, încercăm, ne străduim să iasă mai frumos ca anul trecut, mai mare, și avem toate șansele să ne iasă. Să avem invitați speciali, programe, care vor include tot cai. Și o să așteptăm invitați mai mulți anul ăsta, nu? Domnul Bexa. Domnul Felică, poate că aduce și domnul Armusaru. Eu cu drag vin. Vedem dacă cu Armusaru sau fără, dar cu familia vin 100%. Vă așteptăm cu drag. Aici ne-l prezinți pe? Quartz. Armusaru face 7 ani anul ăsta. Hai.
E acolo, nimic. Bravo, bravo. Lopata e acolo, în colțul ăla. Vezi? Așa, domnul Vlad. Da. Cum spunea acum, cum a întrebat și domnul Stelică, aici îl prezentăm pe Quartz, armăsarul ce a fost la domnul doctor, da. Anos de la Turda, pe care noi îl salutăm. Salutăm și... Așa, un armăsar foarte frumos, ne place de el. Astăzi o să prezentăm mai mulți cai. Da, o să prezentăm armăsari, iepele, l-am adus pentru iepele noastre, ca și reproducător. Da. O să mai și montăm în zonă cu cine la cine va dori să monteze cu el. Deci dacă vă sună cineva, mergeți așa, aici cu el montă. Nu, vine aici, avem boxe pregătite și cazăm ieșile, nu pot să mă, am înțeles. Să mă duc cu el. Oricum sunteți pe centru satul mare, bine zic. Da, da. Acolo, peste gardă-i drumul. Domnul Vlad. Da. Vreau să zic că înainte să începem prezentarea am fost pe la dumneavoastră printre cai. Aveți un graj foarte frumos. Mulțumim. Totul e foarte bine pus la punct. Îmi place. Aveți strat foarte gros de pai sub cai. Caii nu stau pe beton. Ăla e un lucru foarte, foarte bun. Da, ne străduim cât putem să îi ținem în condiții bune. Așa, adăpătorile sunt acolo, toate fain. Da, adăpător trebuie să ai de la timp. Dacă ai cai mulți, îți ușurează munca. Da, da, da. Păi nu, ca să aibă apă cu timpul, să nu ducă lipsă, vară, iarnă, mâncare bună, condiții bune și atunci ce depinde noi facem. Da. Câți armăsari aveți acum? Doi. Deci l-am prezentat pe tot? Breton, da. Ce mai aveți un armăsar de breton pe care l-am prezentat și tu la trecut, da, așa-i? Da, da. O să-l prezentăm acum pe el sau? Da, da, o să-l aducem pe el. Bine, atunci. Vă așteptăm cu... Așa. Acesta e armăsarul breton de 4 ani, a făcut acum în februarie. Da. Armăsar cu minte, foarte bun și la munte. Da, domnul Vlad. Da, la ăsta ce copii te are, poate trece Dunărea nouă. S-ar putea să-l și vindem pe breton, să rămânem doar cu coart. Rămânem cu coart, e greu cu doi armăsari. Să-i știi și acum dacă l-avem pe coart, s-ar putea să montăm doar cu el. Mai vreau să montez acum... Toate epele? Da. Și cele de breton și ce... Toate. Acum cu cele de breton mai vreau să le montez cu el, distanții cu el, mai vreau să le montez odată. După aceea poate îl vom vinde. Domnul Stelic, am și un băiat. Da, e foarte bine, să vă trăiască și să fim mulțumesc,
Foarte important să avem tăneamul și verișor și cuști după stătăp în zăge județele. Și să-i fie dragi cai. Pentru ei am cumpărat primii cai. Lasă că domnișoara ta mai mare și-a găsit un ficior care îi dragi cai și mai fericit. Da. Avea cine să-i vândă. Trebuie și-i vândui. Păi dacă s-a tăța și să produc, trebuie să și vândă cineva. Domnul Stelică, da. Ca un fel de expoziție, așa-i? Păi are cai, o expoziție, într-adevăr. Păi avem, că acum, împreună cu fiul meu, cu Mario, s-am luat. I-am și luat decizia pe loc mai multe iepe, i-am luat și la noastră pe coas. Asta avem și... Păi intrați mai serios în domeniu. Mai, mai serios și cu cai mai greu. Mai greu. Mai greu. Poți face și anunțul, poți face și anunțul din 27 iulie, că vom face... Colegii din 27 iulie aici cu colegii din asociație. Așa. Nu mergi, într-alul mai încolo, mai spre tica ta. Dar nu trecem cu grila. Aici împreună cu colegii din asociația noastră Exvers Rămădărat, împreună cu prietenii noștri din țară și... Da? Dragii, nu lua de acolo, hai! Așa! Nu te teme că nu vă lumește calul, băieți! Nu zvârle! Te înțeare, dar nu de... Nu, că noi suntem aceea, pe masă de prezidiu. O asociația moderat, sunteți voi acolo, noi suntem din țară, veniți invitați. De seamă, Margarita Puslacu, poți să Cicaru. Rămâi acolo, te rog, rămâi acolo, rămâi. A, așa, hai dați ușor mai încoace, vă rog. Așa, domnul Vlad. Da. Aici echipa dumneavoastră de la Mădăras, asociația dumneavoastră. Cum îi zice la asociația dumneavoastră? Asociația Investră Mădăras. Așa. Noi suntem membri asociației și vrem să invităm toată lumea, care toți iubitorii de cai, oamenii pasionați de frumos. Da. 27 iulie așteptăm la expoziția a doua ediție a expoziției din Mădăras și o să fie ceva frumos, o să avem tot așa premii, tombole cu 4-5 premii, o să avem spectacol cu dresaj de cai, cu tracțiune. O să fie tracțiunea la simplu, tracțiunea la dublu cu premii, vom avea utilaje agricole, expoziție de animale mici și mai mari, gen vaci, oițe, căprițe. Și așteptăm toată lumea cu număr cât mai mare. Mulțumim și prietenilor care sunt alături de noi în organizarea expoziției și în toate. Îi mulțumim că au venit la noi. Mare drag. Îl vom avea ca invitat special pe Denis Șerban, actorul de la București, care va veni cu trei cai. Denis Șerban, scuze. Așa? El o să fie invitatul special și o să ne prezinte niște numere cu acrobații, cu cai. Da. Bun, domnul Vlad. Am prezentat și ați făcut anunțul expoziției, am prezentat armăsarul dumneavoastră din rasa Breton și acum începe prezentarea epelor. Aveți niște epe frumoase. Așteptăm să vă vedem cu ele. Așa. Domnul Vlad, aici prezentarea iepelor.
O să prezentăm iepele belgiene, da. Iepele de la domnul Vexa. Așa. Poate le poate prezenta mai bine domnul Vexa. Domnul Vexa, vă rog. Hai dați un pic lângă domnul Vlad, vă rog. Nu, mă dor un pic picioarele, dar vede așa. Nu, domnul Vexa, nu fii pudic. Te rog acolo, intră pe la rând. Vă rog, domnul Vexa. Prezinte Vlad, cât știe ce-o luat. Așa. Iapă Lola belgeană, de 9 ani. Da. Am văzut că tot oamenii se stângă televizoare să oprească ideea lor, te-am îmbrăvit. Ești în el? Da. Ca o completare, apa are tată pe Mateu, cine cunoaște pe Mateu... E cu peste 1000 de produși, tu Mateu nu mai are. Peste 1000 de produși, 600 de înscriși în Stuttgart și un amasar foarte bun. Așa. Și apa vine de pe Belgeni, doline foarte bună. Cine e clar, Belgeni? Acum mai așa vadă bine, că ești prea parcă aia aproape de tabă. Iepele s-au schimbat foarte tare de când o lua de la mine. Cu carne pe ele. Așa. Dar ce înseamnă asta, Bexa, că tu nu ești gospodar, mă? Bă, nu e vorba de asta. E vorba că acolo pe dealuri la el... Nu s-au acomodat. Nu s-au acomodat. E o rasă care îi place mai la câmpie, o rasă de câmpie, o rasă... Nu știu dacă neapărat numai câmpia. Probabil pășinile noastre poate să fie și geal, dar nu așa abrupt. S-au băgat în proteine sau ce și ele nu reușesc să mănânce cât cum... De ce urâtără? Ce-a dracu? Le mai tai. Ia. Bexa. Da. Vă rog. Bate soarele din partea asta. Zici Bexa și îmi ții mie în nas ăla. Da, bate soarele de acolo și nu uitați să uitați aici. Bexa. E abrupt dealul la voi acolo. Deci dai drumul sau de nu ești atent, te rostogolești? Asta înseamnă scapi că... jos din mână, nu mai mânci în ziua aia, nu mai aia. Adică, ți-a mult să o ajungi? Asta avea un păr de... N-are un de aceea de cu părul. Are un păr foarte, foarte bogat, dar în toamnă când ne-am curățat... Două robe de părul mărzi pe ele. Le-am tuns cu mașina ras, le-am tuns toate pe iarnă să fie mai ușor de întreținut. Dar un păr foarte, foarte bogat. Cu Marius l-a tuns? Când Marius le curăța, copiile și eu le între timp în stand le tundea. Am crezut că ai Marius de tuns aici. Dar se poate el nu mai de tuns oameni. El poate să devină și ertelist, nu-i problemă de asta. Adică? Păi să se ocupe și de coafa jucailor, dacă cu ocazia atât de aia ține, atât de potcovar. Ia, pai mamă, la mânzul lui Costi, mă. La armăsarul ce l-are acum? Mai are o... aici o scoate. Domnul Costel! Aici cu bucătarul nostru. Îl vedeți? Da. Cel mai bun bucătar de pe zonă. Doamne ajută, vă salut pe toți. Sunt cei care are regiunea salului acum a noastră. De el vorbeați? Da, da. Am înțeles. Am venit de o jumătate de oră. Ce de am avut un pic de treabă și după aia am revenit. Auzi, de 5 minute, domnule Iogi. Da. Ai și cursul școlaț, așa ai? Da, da. Pe unde te duci? Pe la ce evenimente mergi? Peste tot. Și ne faci cei mai buni cursul școlaț din țară, bineînțeles, așa ai? Încerc să fac cei mai buni. Așa, eu vreau să zic că am rămas. De când eram copil și am mâncat primul cursul, ăla-i modelul de cursul cum... Să făcea odinioară și tot timpul te caut pe la toate terasele. Respectăm tradiția, înțelegi, și încercăm să facem cât de bun, cât mai bun. Am înțeles. Bun. Aici, domnul Iuzi, aici ai ajuns la expoziția belgiană, de cai. Da, da, la domnul Vlad, îl salutăm cu ocazia asta pe toți organizatorii. Îi mulțumim. Domnul Vlad. Pentru invitație. Nu, hai cu ea și le prezentăm amândouă deodată. Domnul Iogi, puteți să mergeți la masă dacă vă chemați băieții acolo. Dar mă duc să dau mâna cu ei. Bine. Vlad, nu lega un pic. Nu, aici? Hai, dar hai că vine ea, hai ocupă locul. Asta e... Asta e... E fica aici. Asta care e fica? Domnul Vlad, da. Două mai încălători, uite acolo. Acestea sunt mamă și fică. Da, ai mă frumoase, sunt mari. Ei fica, ei de 5 ani. Ca, gestante? Da, gestante amândouă. Deci gestante amândouă, da, cu ce armăsar? Ea e cu flor. Da, cu flora lui domnul Bexa, da? Bexa. Da. Da, și ea e cu belgeanul sora lui domnul Cusar, Cătălin.
Domnul Cătălin, de unde, unde stă? Unde locuiește? În... Aici, în zonă? Pe satul mare? Da, în județ aici. Cosar de Cătălin cu armăsarul sur. Girold. La Girold? De la Girold, da. Bun. Domnul Vlad, foarte frumos, cu ambele. Unul după altul. Așa, hop, hop, hop. Asta, asta e iapa preferată a lui juniorul Bexa. Da, e foarte, foarte frumoasă. Fii atent acolo. Oase. Putere, Panos, cal, putere. Perfect curat, e că e și perioada asta mai cu noroi, cu toate n-am da, primăvară, iarnă, primăvară. Da, nu e așa cald, nu ne-am putut nici spăla. Da. Domnul Vlad, treaba foarte bună. Să pot lega ambele. Tinere. Da. Mai du-te odată, te rog, până o leagă pe aia alta. O să o duci și până la masă la băieți acolo. Du-o, du-o până acolo. Matilda. Matilda? Aia mică mă cunosc. Preferata lui Brexa Junior. A fost a mea. Asta a fost a mea. Și a preferata mea. Și, 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 asta e acotat cu flu. Aici avem tot o iapă belgiană, Evita, da. Face 6 ani anul ăsta. Toate stunse la picioare. Da. În rest, foarte bogat. Nu se asta are și o mică problemă la circulația, sunt vasele limfatice la picior din spate, dar nu. E sub nu afectează. E sub tratament, da? Da, nu putem să facem tratament că e gestantă, am doar înțeles. După ce... Am înțeles. Ce... Da, oricum a văzut-o domnul doctor, da? Da, a văzut-o domnul doctor, ei, dar ei... nu deranjează, nu doare, nu... Am înțeles. Deci oricum e și sub observație, toată da, treaba bună, da? Da, sigur. Dar vine și rai, da? Mai e zabramion. Aproape de asta. Pe tine nu ne mai filmat ele. Păi nu știu, cred că la tine. Domnul Bec, stai, stai aici lângă mine, te rog. Nu pot să mă iau de la studio. Păi de-aia m-am și mutat aici. Că, domnul Vlad, am schimbat un pic unghiul. Îmi place, îmi place și de acolo, că îmi place să stau lângă Nea Costel, dar totuși aș vrea să văd calul negru, vreau să-l văd când, cum îi strălucește părul. Altfel n-ai cum să... Din partea alaltă să vedem un pic mai greu. Așa. Deci... Tot așa, belgiană, da? Da, tot așa. Iapă frumoasă, elegantă. E pe aduse de domnul Bexa, atent. Da. Selectate. Da. Din părinți. De-aia, de-aia, le-a, de-aia le-a și achiziționat de la domnul da, Bexa, da, așa-i? Da. Altfel nu cred că v-ați fi băgat nu, să... Nu, nu, sincer, nu m-aș fi băgat, da. Tata ei, Paul, din Sultan, care Sultan în 2004 a fost campion în Belgia, un negru. Uite, domnul Vlad, de asta este bine când cumperi orice. Nu mă refer la cai. Și dacă îți cumperi o mașină, și dacă îți cumperi orice, să poți să revinzi dacă da, dorești să, sau ai vreo problemă, sau știu eu. Da, da. Sau vrei să începi altceva. Așa le-am luat de la domnul Bexa, am fost în vizită la dânsul și până am mers după iapă și până la urmă am micușat. Nu, nici nu-i rău așa.
E foarte bine. Oricum, domnul Vexa, încă cât cai aveți, domnul Vexa, acum? 18. 18. Deci, atunci când le-ați achiziționat de la el, avea mai puține, cred că. Ha? Tot, da. Tot cam așa avea, 18. A, așa. Așa vreo 19, așa se le-am adus mai bine. Bun, domnul Vlad, treaba bună. Ha? Bă, așa, ai pus, ai pretenii să scoți mâini. Da, Bexa. O Bexa. Da. Din cai din ăștia iasă cum a fost și ăla tău, cum îl cheamă? Negru tău. Lasă și Bojan, Bexa. Vector, așa, ai din cai din ăștia, nu? Da. Exact. Da. Tare mi-ar place să mai văd la tine. Să văd la voi un Vector, un... Tare drag mi-a fost mie, Vector. Și cu minte. Așa. Aici avem pe Vera. Da. Face 6 ani anul ăsta. Da, foarte foarte frumoasă. Ia cât are? 4? 6. 6 face. Așa, arată foarte bine. Da. Avem și o mânzucă de la ea aici. Din gym, marele campion din... Mânjii nu o să putem să scoatem aici, așa? O să încercăm să-i scoatem, s-ar putea să-i scoatem. Dacă nu o să putem să-i scoatem, ne băgăm noi la țar, vedem noi. Da, da. Îmi place foarte mult, cum am mai zis și adineori, îmi place foarte mult conceptul de graj pe care l-ați făcut acolo, în semi-deschis, caii nu stau... Semi-deschis, sunt foarte sănătoși, n-am avut niciun cal răcit toată iarna, e ușor de întreținut, scoatem cu utilajul gunoiul de sub ei. În cât timp scoateți gunoiul de sub tot? Las cam 3 luni, 4 luni gunoiul, tot punem paie, tot punem paie, să așa. Țină cald și să fie tot timpul cu paie uscate, dar nu am nevoie de o zi să scot la toți caii. Am înțeles, dar domnul Vlad, de ce paie uscate sub cai? Ca să fie picioare, să fie picioare. În așa loc, în spațiu așa mare, nu poți să pui lumeguș. Nu, așa e? Lumeguș așa în grajd, sub cai, care cureț zilnic sub ei, dar în suprafață așa mare, paie avem. Problema să fie uscate, să stea într-un mediu uscat cu picioarele, să n-aibă probleme, ca și orice animal, nu-i place să stea în umiditate. Am înțeles. Și ca și la om? Da, da. Când te pui în pat, să fie patul uscat, curat, frumos. Hai. După iapa asta am mers la domnul Vexa și după mânza ei și am venit cu toate. Nu, foarte bine, înseamnă că v-ați înțeles. Da. Domnul Vexa e un băiat cu care te înțelegi. Exact. Multă lume au zis că e fițos, dar eu le-am zis, bă, până îl cunoști, apoi după aia vezi că nu e fițos. Exact. No. Și că... cred dovadă, vine și până la noi. Da cum? Aia înseamnă mult, înseamnă mult. La Mario, săracul, cu bot, tancar. Nu se dă, eu nu curăț la anele și curăț. Asta cu piciorul meu e foarte nesă. Trebuie să curăță și baliga și piciorul la cap. Ce? Mario? Ai avut filmez? Scura făcută, nu mi-are numai să-i mura. Ce să-i mura? Dar mai are cap. Filmez? Cum, eu îmi fac treaba. Voi vă faceți treaba. Fiecare își face treaba aici. La care e mai mic îi dați cu bota în cap, băi. Dar ăștia ce om făcut la lopată, ce vreți? Nu ne face de rușine. Terminăm și după aia. Vizinel, poți să trei? Stai așa un pic, nu un secundă, te rog. Ține camera direct pe Bexa să se vadă și direct, așa din lateral, vezi că vine acum la... Vezi că vine apă. Cât i-am dat? O 6. Mai mult. Domnul Vlad. Domnul Vlad. Da, 7. Vezi Bexa. În locul lui Bexa. Bine o zis Alin Vlad, dacă nu o zis că banii ai nu vede nimeni la calul, că nu-ți pot să-l vede pe lucru.
Hop, acolo, domn Vlad, acolo. Face o casă mai elegantă. Ăla se face gardul, mărești masa. Aici o vrem de sus. Face pa. Nu, stai o secundă. Nu, nu, lasă pe Vlad. Ocupă-te de Vlad și după. Mă ocup, dar să pierde ideea lui Stelica. Nu se pierde, nu ce ideea lui Stelica. Am curat-o. Ce? Stai. Lasă, nu te dăm pasă. Chiar acolo pe colț unde e paharul ăla de suc, vă rog. Domnul Vlad. Așa, de acolo se vede foarte fain, acolo atât. Deci moș de 60-70 de ani. Cum o cheamă pe ea? Jose. Așa, vârsta? 4 ani, mai. Da. Și a tot belgeană. Da. Nu trebuie omul. Adus domnul vexator din Belgia, montată cu un armăsar bun acolo, Cobu. Da. Vorbe mai să. Foarte frumoasă. Când? În timpul comunismului. Cursă, cu lemne, cu cărbun, cu balastru. Ați învățat la urmă. Bă, când stau să mă gândesc că astea au fost aici la mine. No. Nu lasă, Bexa, că tu ai bani, mai bani mulți. Cine știe? Bine, mă, dar omenia să rămână. Lasă banii, că banii sunt... Da, ce vorbeați? Ce vorbeați de case? Și de, ce ziceai de case? Bă, Cristi, era discuția că banii în buzunar nu se văd, dar iepele legate la stan se văd. Așa. Omul zicea că și un gar fain dacă îți faci să vezi, și o casă mare. Nu mărește masa, mă, nu înălța gardul, mă. Am înțeles. Asta era ideea. Domnul Costel, dar de ce râdeți așa subtil pe sumustață? Nu, dar asta e adevărul. Nimeni da. Nu te vede în buzunar. Domnul Costel e un bun psiholog. E un bun psiholog, stă numai așa, numai râde, numai studiază. Bine, el numai analizează. Așa. Pune punctul pe ei, la urmă. Dar e treaba bună, că dacă avem vreo problemă... Finonozii la Crazna, știi ce zis cătămin? Nu. Zice, domnul Costel, așa spui mie, zice, cum spui la băieții ăștia pe mașină. Zi, măi, omule, murga îmi place, e foarte frumoasă la cap, asta la altă e foarte frumoasă la cur. Să ai noroc, ele sunt foarte bune amândouă. Și cum mai putea face să le schimbi una din altă? Așa zicea, ba, așa era toată între cai și la un moment dat vă întreb și ziceați. Hai Vlad, hai te rog! Știi, asta dacă ar avea așa, asta... Dar toate erau ale dumneavoastră. Uite, și asta a venit, de la domnul Bexa? Da, da. Ai, frumos e. Rămânză bună în jumate. Domnul Bexa, la tine a fost asta? Am văzut-o la tine, nu eu. Hai domnul Bexa, ce fac banii din nou. Ține pastelica, că vine-a plânge. Vine-a plânge, mă. Stai, dar de ce? Vine-a plânge când văzut mă zata. Să chinezi braștul, măi, Bexa, de frumușețele astea pentru bani, mă. Te-ai dezbrăcat ca bagabon. În curgul. Să chinezi braștul pentru bani, mă. Nu, lasă că are alți cai. Dar nu-i problemă că și-a vesta aia bună și iară. Are vesta antiglont? A, bă, Vlad, ți-e să mai rămas, bă, nu? Da. Ai zis că mergi să mai cumpiri. Da. N-ai văzut? N-ai văzut? Uite omul dacă e cu omul. Cura asta, omul când a venit Vlad, m-am dezbrăcat în curul gol, l-am îmbrăcat înapoi. Nu-i, bă, lasă că faci ce-i. Așa. Cu petrenii te-ai dat? N-am avut. N-a fost nevoie. Da. Eu ajung, bă, eu ajung. Ajung să vedeau, gata, bu. Nu-i povestea, bagă-s-o. Vai, ce face? Să aibăm un noroc de ele. Asta e fică de acum Mateo și asta. Domnul Costel, rămâi așa Vlad. Domnul Costel, ați avut dumneavoastră un mânzut pe culoarea asta, așa-i? Ăla ce l-am dat la Miai. Așa s-a făcut. Și-a ajuns la Moldova. Deci așa s-a făcut. Trebuie să fii împăcat că le-ai dat la un bărbat. Cum? E drept? Pare rău, zice că a murit. Le-ai dat la un bărbat. I-am dat mască. I-ai dat. Am înțeles. I-ai dat. Dai, nu mârte. I-am dat mască. Vlad, și peste 10 ani va fi proiectul, se va derula proiectul în timp de 10 ani, cu farf pe peleste. El tot trebuie să-l pomenească pe domnul Bexa. Așa? A luat domnul Bexa, domnul Bexa mai de bine, mai de rău. A avut o decădere de calciu. Așa? A avut o decădere de calciu și mi-a luat matca de la el tot odată. Dar ce înseamnă decădere de calciu? Nu tătă, mă, hogă, nu-l luat tătă. Deviație de comportament, nu, e un pic. Și așa râde pe primare. Vlad, fiind băiat bun, când o să întâlcă căderea mea de calciu pe mine, s-o slobozit. Nu, băiete. Nu-l bateți că râdea. Calciu în venă, direct eu băgat. Domn Costel,
Râde imediat și, și Iorgi. De ce îl tot face să râdă? Da, eu nu. Dar nu, că mai glumim aici. În tot cazul, Vlad, ia să filmare, fai. Ai piese una și una, cinste ție. Au durat 2, 3, 4 luni, te-ai străduit, dar ai făcut lucrul. Păi, nu puteam singur împreună cu fiul meu, le-am luat toate împreună. Da, foarte bine. Și am spus să mergem pe ceva de mai grei, mai de calitate. Am uite, efectiv, că ai de satul mare să numești tu. Hai cum era pe vremuri, ce încerc eu acum? Părând așa să iau de una înapoi, până iau înapoi. Da, 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 da. Dar nu se mai poate. Am de la, deci, merg cu ceva. Deci, la noi căruța începea la 700 de kilograme. Și se ieși un aspect bun. Aici au mamă, fică, trei perechi. Așa ai luat mamă, fică? Păi, ia-i din aia cu piciorul. Așa. Cele două. Cele două mamă, fică. Și mai am mânza mică din gym. Mai o tot să te rog, leagă la stand și mai aduci încă o piesă. 5-6 tone, mereu. Mai aduce, mai aduce la mine ce mai ai. La farmacie la Abrut. Aia mică s-o aduci. Este da, foarte petrini, la farmacie la Abrut. Nu, că iau de la, iau de la tine, de la deci. Iai, nu bine. Iubă la tine. Păi cum ai putut să vinzi apele astea bune, mă, omule, mă? Am avut cât de calciu. Da, nici asta nu e o problemă. Voi faceți în ăștia un soare cu teatră vânătă. La noi voi, ca liniște, mă, la liniște, mă! Îl irită mă într-o tare, mă! Alea surori ce stau lângă alta. Alea ce Vlad la ele surori cu asta prima din capăt. Dar știi ce ești de apreciat, Bexa? Toate trei din Mateu. Nopți întregi n-ai dormit. Nopți întregi să stai pe telefon să le găsești mamă, fică, genetică, tați, campioni, așa. Și uite, eu nu știu ce a fost așa într-o săptămână. Măi, omule, tu când ai cădea de calciu, nu trebuie murtăși și te pui jos în pași și se întâmplă ceva. Ce te mă întreb că ce-am făcut? Cădea de calciu, simplu. Așa și Vlad m-a prins de căderea de calciu. Și cum îți revii cu calciu înapoi? Cum îți revii? Mi nu băga, mă, Vlad, înapoi vine că mi-a dat banii pe ea. Și gata. Și gata. Deci cine comentează, ăla comentează. Nu, las că nu-i rău. Are e pe faine, Vlad. O lua e pe bune, e la Bexa. Pe bambuni. Da. E bine că și Bexa a depășit momentul cu tragedia, cu decăderea de calciu, a depășit momentul. Am intrat iară pe prea mult. Mă rog, i-am venit să mai vin o piesă faină, am un vin o piesă mândră. Dar s-a aduc tot aia. Lasă minciunile. Vine piesă mândră. Am o râde mai tare cu tine, nu râde nici să te audă. Vlad, acum tu ai adus o perie, cum ar veni? Asta cam cu aia de tine, e chestia? Nu, 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 ce gros? Acum... El e belgen. Ce l-ai îndemnit, atunci, la voi, la tână? Domnul Vlad. Ascultă-mă ce zice Vlad. Domnul Vlad, ne cerem scuze încă o dată. Dacă vă rugăm încă o dată, ne cerem scuze. Deci am adus belgenile și acum o să scoatem, avem mai multe rase. Așa. Asta e o ardene din Polonia. Da. 2 ani jumate. Da. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă, Vlad, excepțională, bună, 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 costătă. Și ce spui că încă tinere au încă... Ce tare asta, 2 jumate. 2 jumate. Într-o continuă dezvoltare. Înseamnă că anul ăsta o montez. Da. Acum. Foarte. Da. Chiar sperăm să iasă ceva bun din ei. I-am căzut, încercăm să-i căutăm și o pereche. Poate-i găsim o pereche. Hai, Pala, hai. Pala o cheamă? Pala, da. Cum eu zic, n-am văzut live-ul lui copilul ăsta și postările pe Facebook, eu pus copilul. El să pune în filmări, că merea să le dea o drumă. Nu, că mai încă piese bune așa. Decăderile de calciu, cum te iau, anual sau lunar sau ca să știm și noi ești ăla care mai vrea să mai coboară. Ți-mă cai, mă, clonul ținea pe noi. Dar care e faza cu ce ai întrebat? Cu calciu, cu decăderile. Sunt niște chestii periodice sau o dată în viață? Dar, domnul Sterică, de ce te interesează? Domnul Sterică, de ce te interesează chestia asta? Am mai face și noi câte o achiziție, câte o iapă. A, deci tu atunci ca să verifici când are căderea? Când are decădere să dăm tricole. Am înțeles. Dar culmea, cum fac amândoi cu copilul, amândoi cu copilul facem niciodată. Știi că dacă face părind, nu am face prostie. Dar ai avut eu o dată de cădere de calci, dar am făcut eu. Acum nu am făcut asta și m-a calmat. Când am avut el, l-am făcut eu și am făcut amândoi deodată.
Că una, două, trei, patru, așa. Domnul Vlad. Aici avem o muncă. Da. De 2 ani au făcut acum în februarie. Da. Tot din Polonia, tot avem. Ai filmat? Nu. Tata sur. Țineți-vă ideea că vreau să văd asta. Așa? Păi, dar trebuie să văd ca ai un. Vânează atunci de nepate. În asta stau ca la mormântarea cei că filmezi tu ce știu. Atât, 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 atât. Un pas în față, vă rog. Gălică, mă provoc, îi dau zâmbele. Așa, domnul Vlad. Deci, o mânză de 2 ani. Da, 2 ani, a făcut acum. Așa, cum a zis, despre ea. E poloneză, da. din ardeneză, mama e ardeneză. Așa. A dus-o din Polonia anul trecut. Mânză cu minte. Foarte frumoasă, îmi place de ea mult. Da, s-a dezvoltat foarte bine, e mult foarte bine. Da. Cum? Care noi mă las și pe grad, nu trebuie tot timpul să ne facem. Să mă sunge brigadira când ai o decădere de calță și nu de comunitate. Dacă trebuie, adu-le moca mea și o las la voi faptă. Brigadira, eu sunt rugat. Dar să mă sunge de problemă. Asta ia pe cei dragă la Costel, da? Costelul. Hop, hop. Hop. Aici avem o iapă bretonă, face 5 ani anul ăsta. Da. Distantă cu armăsarul nostru breton. Da. Să fete în aprilie. Cum o cheamă? Jena. Da. Foarte frumoasă. Da. Țin cai cu mâncare bună, dar nu exagerăm. Mi-ar plăcea să fie graș, dar ținându-i de reproducție și de asta, mi-e frică să-i țin așa graș. Și atunci prefer să-i țin potriviți. Mi-ar plăcea să fie mai graș, dar ne rezumăm la atât. La atât. Să fie potriviți. Nici graș, nici slab. O să-i legăm așa, tot așa, nu? Da, da. Ce v-a zis că e bucătar? V-a zis că să-și roade de treabă? Asta e tot o bretoană. Așa. A avut probleme un pic în toamnă, a avut bază de sioză și o slăbit. Și apoi cum? Căpușa. Da, și de unde o luat-o? Din graș? Da, căpușa se ia în perioada umedă și se ia și din paie, din fân. Aha. Ele stau acolo. Am acum înțeleg. Și vine o iapă de numai 4 ani face acum. Da. Iapa luată împreună cu ea de la domnul Angel de la Bulgăruș. Așa. Salutăm și pe dânsul. Salutăm și dorim sănătate. Și mânza neagră din Polonia e tot de la dânsul. Așa. Noi am luat de la Bexa și de la domnul Angel și de la domnul Gri. Noi de la astea 3 am cumpărat. Am înțeles.
Dar ca ai gândit să alegi pe sprânceană? Problemele la noi când ne plac mai multe rase de cai. Am înțeles. Ne plac mai multe rase de cai și n-am putut să mergem neapărat numai pe o rasă. Îmi place să avem mai multe culori în braște. Păi acum o cheamă? Și ce vârstă are? Da, 4 ani. Andaluzia? Abalosa, mama friziană cu pedigree din Olanda și tata, așa o vin montat, da? Așa o vin montat de acolo. Cristi, hai și tu cu ei. Că vreau să le scot 3. Ridică-i banda pe tine. Domnul Vlad, aici un cal ce rar poți să vezi, așa din când în când mai vezi așa ceva? I-am și luat-o când am văzut-o de mândră la domnul Grig, n-am putut să mă despart de ea până nu am achiziționat-o. Am vrut și un cal mai de sport, care asta acum o să învăț la atelaj, la trăsură și la călărie. Da. Ea provine dintr-o mamă frizian și tata Palos, a fost adusă mama ei gestantă din Olanda și s-o fătat aici la domnul Grig. Și eu când au avut 5 luni, am cumpărat-o de obiță. Cine o potcovită? Marius. Și ați ales să puneți vide așa? Da. O mai scotim la plimbare. Am înțeles. Vrem să o învățăm și la trăsură acum. Și da, domnul Marius ne curăță caii și ne face toaleta lor. Dacă n-am crezut că o să ridic ceva de la potcovă. Bun, se leagă și aici? Sau se va lega și aici sau? Aici. Dacă asta e mai cu sânge. Ce trebuie să facă Stelica? Să se facă cu boxele, cu obraz. Ia pe asta se poate filma un shutter la și vine tu. Aha. Filmele de pe vremuri. Dar domnul Selică, v-ar place așa o iapă? Place? V-ar place așa o iapă dumneavoastră? Cum să nu place? Ei! Ei! Pot să vină și băieții, așa. Haideți aici. Așa. Domnul Vlad,
foarte frumoasă prezentarea sa trio. Aici avem prima mea iapă. Da. Bătrâna, cum îi zic eu, dar n-are numai 10 ani. Da. Ia-i Matca, prima iapă noastră. Stella de 10 ani. Prima ei mânză, primul mânz pătat la mine. Ușa. Face 5 ani. Da. Face 5 ani și Tina face 3 ani. Tot din ea. Da. Ei. Ea e din Cali, armăsarul ce-o făcut la domn doctor. Așa. Din Cali. Ele trei. Și încă mai am din ea o mânzucă de mică. Tot așa. Mică. Da, acolo în țar cu celelalte, da? Ea face numai mânci așa culoare și chiar dacă la ea e tată negru, la ea mică e tată negru, dar tot așa le scoate. Am înțeles. E mai puternică pe sângea, da? Da. Bun. Se mai pot învârți o dată și dacă doriți să le legați. Toate 3 distanțe cu bretonul. Deci cu bretonul dumneavoastră, ce l-ați prezentat al doilea, da? Toate 3 și bretoanele. La cine dat? Din? Da? Nu e problemă. De tot ce înghețăm. Așa, domnul Vlad, da. Uite-te, acum vedem și calsuri, nouă ne plac și caisuri, domnul Stelică e un pasionat de caisuri, e foarte iubit domnul Stelică pe chestia asta cu caisuri. Ai mai aici o iapă perceroană, da. Face 8 ani. Foarte frumoasă. Gestantă cu coarț, da. Se împlinește de ziua fătării în ziua expoziției. No, fai, în 27, chiar atunci. Să fie într-un ceas bun. Dacă fata chiar atunci o băgăm în țar și dacă fata dimineață în ziua expoziției, ce frumos o să fie atracția expoziției. Bine zic? A, nu cred că o să putem duce cum am zis eu zi două. Păi nu mă refer, poate fata chiar atunci în țarc. Faceți un țarc, nu? Are, ei intră de țarc. Ce are? Fai, trebuie să-i faci un țarc. Îi faci un țarc frumos și stă liniștită. Putem să facem. Dacă a făta, așa? Da, așa, domnul Stelică. Da. Ce părere ai până acum de prezentarea care... O prezentare completă, așa. Un om harnic, Vlad, un om destoinic, cu ambiție, mai multe, poate, ce să zic? Poate cu câteva lipsuri, că nu... Da, dar trebuie să fii și harnic. Vorbi. Păi mai Vlade, chiar dacă un cal, să zic, are anumite lipsuri, le completează ăla la altul. Da, nu fi eu, ca și povestit, ca și... Vlade, primii 10 ani sunt mai grei, primii 10 ani sunt mai grei până ajungi în anul 3. Da? Primii 10 ani sunt mai grei.
Nu-i problemă. Așa am fost toți și așa suntem cu toții și astăzi, să știi. Da, da. Într-o continuă... Dezvoltare. Dezvoltare și trebuie să studiem tot timpul, să înveți, să vezi, sau... Cristi, te ajută-i la mână, să vedem dacă e puțin. No, mânjii o să le puneți că pe cap sau cum? Nu mă lase liber aici atât. Am mi-e frică că vor spura aici. Păi, Vlade, eu stau în partea asta aici. Alt dincolo scai, dincolo somn. Unde să duc mâna? Da. Ei. N-are nimic, n-are nimic, am intrat un pic pe partea asta. Ei. Măi, omule, tu că așa startul iară faci. Ei. Ce-i cu voi? Asta așa are că face. Ce-i cu voi, vor? După forma de la unde, înțelegi, și părul cum vine în jos. Hai, să fac pe tatăl, ce mai vine? Hai, n-ai ce-am făcut pe lume, dar nu-l separat. În care? Aveți, păstați. Așa ceva nu am Polonia la Domnul Vlad. Da. Așa. Hai, aici mai mulți mânzuți. Aici avem între 8 și 1 an, așa ai? 10 luni. Între cât? 10 luni. Între 8 și 10 luni, da? Da. Da. Avem pe un armăsăruș frizian, proprietatea prietenului meu, Dani Pop. Așa, salutăm pe domnul Dani. Și-l prezintă. Aici avem o mânzucă belgiană. Da. Mama e a patra, e a prezința. Așa. O produsă din Belgia, montată cu renuitul armăsar Jim. Da. Auzi, numai ce tu. Aici avem frizianul. Avem mânza neagră, din prima mea mânză de 5 ani, din maică-sa. După aia următoarea e din bretoană și cealaltă e din iapa mea bătrână. Gata. Așa. Domnul Costel, ce părere aveți de ce prezintă domnul Vlad aici? Tineretul sportiv. Acum îți prezintă grădinița. Ce părere aveți? Sportiv. Așa, o părere bună, minunată. Dumneavoastră, domnul bucătar? Cea galbenă și o părere foarte cea bună. Din mijloc, cea galbenă și cea din mijloc. Nu avem ce comentarii răuși. Sunt tată. Care-i tată? El de la... Orba. Domnul Orba. Armăsarul domnului. Am înțeles. Cele două. Suror de tată și Sim. În aceleași mână. Dar unul e și neagră, mânza, pentru că mânza are tată negru, tot da. Negru și da. Bătrâna nu dă numai tot așa gal. Da. Tot așa gal. Hai. Ai o mânză foarte, foarte cu minte, care se joacă copiii cu ea. Da.
De ea dacă se frică de el, Se pot duce, domnul Vlad. Când, da? Da, când doriți, puteți să duceți părând. Cum doriți? Poți să stea cum doriți dumneavoastră. Cum vreți, dacă vreți. Nu am cum am prezentat cai din ferma noastră. Da. Vă mulțumim foarte mult de prezență. Cu drag. Invitațiilor speciali din țară. Da. Care au fost alături de noi. Da. În 27 iulie va avea expoziția aici în localitatea Mădăras. Da. Cu șacru, cu invitat special, cu premii, cu tombole, cu tracțiune și așteptăm un număr cât mai mare, mai mulți invitați și vă mulțumim și ne bucurăm că ați venit și că cu tot, facem o prezentare cu tot dragul alături de noastră la caii noștri. Cu tot dragul. Domnul Vlad, multă sănătate. Multă sănătate și mulțumim. Și ne vedem și ne auzim. Sănătate. Mulțumim frumos de ospitalitate. Nu, că e bun. Stelică. Vlade, mi-am permis să legem legătura să. Da, domnul Vexa, da. Dar nu, că e bine. O fost, gata. Thank you.
Aveți o bucată de ciocolată, domnul Cuțel. Mă, na. Ha? Na. Destul de rău. Uite, m-a acceptat pe tine, ca pe Dumnezeu. E ca să vă dau o bucată de ciocolată? Ei, nu, mă, omule, o cotă. Dar îi mulțumim prietenul nostru de la Bistrița, care ne-a trimis ciocolată, tura trecută. E? Mulțumim și-l ducem cu căruța când ați fi bătrân, omule. Dai drumul că mi-are după ea. Bă, fii atent, ieri fost la niște băieți. Bă, și l-a luat iapa, mă, și nu i-a dat drumul, bă. Și apoi la un moment dat i-a dat drumul, că nu mai avut ceva ce, dar incredibil cum o... Când i-a dat drumul, a fugit direct ca și calul fugea, mă, de tare. Pe lângă cal fugea, mă. Păi nu s-a putut opri, că pica. Nu, mă, continuat până în capăt. Ne punem o mișcare? Imediat. Gândacule. Ei, mi-are... Eu mă troiesc la zice ce ceapte. Stați un pic. Stați că după ce opresc vorbim.